Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Trebuie să remediem chestia asta, că nu pot numi altfel. Care arată cam așa, da? Aici era o bară de nul, le-am scos eu mai înainte. Aici era altă bară de nul, bară de nul de pe care băieții cu panourile fotovoltaice și-au luat PE-ul. Da? Astea fiind de la panouri. Asta e un aluminiu de la rețea, cred că este, da, 16 mm pare a fi, 4x16, că 5 a durut mâna să ia, când au făcut casa. PE-urile normal că erau legate cu bandă și le-am tăiat. Are contact cu priza de pământ și ăsta, și ăsta, și ăsta, dar din ce am înțeles, cei care au pus panourile au măsurat la priză împământarea. Nu i-a prea interesat, e tratarea neutrului, nu e, cum e, cum nu e. Le-am desfăcut eu și am măsurat aici împământarea, care e în cutia aia jos acolo, care, ce să vezi, are 7,2 ohmi. Așa că e varză. Acum trebuie să facem din chestia asta ceva și vedem ce iese. Și dacă tot montăm tabloul, să vă arăt chestiile astea. Până acum nu mi-au venit la niciun tablou din câte am cumpărat de la Hager. Deci chestiile astea efectiv se strâng în perete. Da? Ia ține puțin telefonul. Să vedem cum funcționează. Dai să și văd. Bun, deci efectiv intră în găurile astea aici sus. Și în momentul când o strângi, ea se depărtează și fixează în rigips. E o prindere mecanică foarte bună și tabloul stă extrem de bine. Deci, și oricum, chiar dacă stă el extrem de bine, eu niște spumă tot îi dau să fie strong. Da? Deci sunt foarte șmechere chestiile astea. Ei, și iată și tabloul gata. Cam așa arată. Eu acum am scocoțat pe scară. Trebuie să facem și testele, da? Și domnul metrel o să stea aici. Și o să începem cu testele de RCD-uri. Am făcut acolo jos tratarea neutrului, am venit cu pen, cu priza de pământ locală, am plecat cu N de lucru, am plecat la descărcător, am plecat la bara asta mică de sus, că am avut 3 circuite care vin de sus. Pentru că îmi vine un 4x16 aluminiu de la stradă, iar priza locală am avut-o aici, deci aici trebuie să facem. Am echipotențializat armătura de pe cablul general de alimentare și cam atât. Restul ce vedeți și voi. Și aici o să-l penalizez pe Ștefan că se vede cupru. Colegul meu, nu celălalt Ștefan, pe care știe toată lumea. De asemenea, aici îl penalizez pe Ștefan, iar pinul ăsta urmează să se schimbe. Imediat, acum l-am observat. Îl vezi, Ștefane? Ăsta? Ălălalt. Vezi cuprul sus? Nu trebuie să se vadă. Data viitoare, fii mai atent. Îl schimbăm imediat. Acum să facem niște teste de RCD-uri. Să setăm parametrii. E ok, 30 de miliamperi. Bun. Trebuie să facem un director nou unde să salvăm. O să-i bag eu orice nume. O să punem 1. Și îl denumesc după aia cu adresa de aici de la locație. Să avem unde să salvăm măsurătorile. Și dăm un test. Ridici tu? Nu știu ce o avea lumea cu etica, mie la măsurători întotdeauna mi-a dat bine. N-au o problemă niciodată.
Avem timp bun de declanșare până aici. De data asta nu mai avem diferențial pe general. Să ne-l mai dea afară ca în alte situații. Ok, 27 de miliamperi pe plus. Și pe minus să vedem. 31,5. Un pic peste 30, dar totuși e relativ ok. Da, testul e pes. Bun, salvăm. Bun, trecem pe diferențialul următor. Mută sondele. Ok, dăm un test. Până aici stăm bine. Aici l-am depășit cu 3 mA. Aici suntem în parametri. Totul e ok. Salvăm. Bun, acum o să dăm un test de impedanță pe general, da? Punem frumos pe separator pe intrare, schimbăm aici testul, o să punem, să zicem, o curbă C, că nu cred că am altceva. Da. Să zicem o curbă C de 32 de amperi. Să vedem dacă ne dă afară. Generalul fiind ăsta. Ho-ho, și încă cum? 780 de amperi. Și 853. Deci suntem în super grafic. Aș putea spune. Memorăm. Asta este pe faza 1. Mutăm sonda pe L2. Bine, a fost pe L3, acum mutăm pe L2. Ar veni. Dar mă aștept cam la aceleași rezultate. Aproximativ. Da, suntem în parametri. Mutăm acum pe L1. Mai dăm un test. Ok, totul e ok. Da, acum o să iau și o să mă joc pe la toate prizele. Să testăm impedanța la toate prizele, să ne asigurăm că este în regulă. Dar probabil o să vă plictisesc. Hai să și pornim curentul. Da, să avem și noi lumina aici ca oamenii. Nu mai stăm cu lanterna. Am muncit ceva astăzi. Dar a meritat rezultatul. Totul este în stare perfectă de funcționare. Aici am fixat routerul, am încercat să îmbinăm cât am putut ce am avut în teren cu ce ne-am dorit să iasă. Din punctul meu de vedere a ieșit bine. În rest nu am alte mențiuni. Sper că vă place și vouă. Dacă n-ați dat subscribe la canalul de YouTube, lăsați un subscribe și o să vedeți mai multe filmulețe. Așa că, până una alta, ne vedem la filmulețul următor.